Par profi. Pe de altă parte, eu mă duc doar cu telefonul mobil acum. Niciodată. Obiectivul poate, dar n-ai nevoie. N-am. No. F8, F11. Nu întrebe niciodată, n-am ajuns la F22. O întrebare care mi-am pus întotdeauna. Dacă apare difracția de la F11, 16, de ce mai există 22, 32? Pentru utilizare, nu știu, într-un anumit mediu profesional, poate trebuie anumită claritate în centrul pozei sau ceva. De sport, de studio, mă înseamnă mare. 32 sau 22, pentru că nu urmărește super calitatea. Da, exact, doar acțiune. Cu diafragmă deschisă pot apărea și niște mici probleme legate de claritate. Și chiar am un exemplu mai încolo. Singura, uite aici revin, singura problemă atunci când folosim o diafragmă deschisă, atenție, este vinietarea pe marginea cadrului. De asta de la F5,6 dispare acea vinietă și cadrul va fi expus corect de la centru și până la margine. E foarte importantă vinietarea asemenea. Câteodată o adăugăm, eu mai pun vinietă prin prelucrare. Îmi place să centrez atenția omului și asta e un secret pe care vi-l spun acum. Tonurile sunt cele care hotărăsc direcția de privire. La ce mă duc eu să privesc primul lucru în cadru? Și atunci când tonurile mai deschise atrag primele atenția, chiar dacă centrul meu de interes nu coincide cu luminozitatea pe care mi-aș fi dorit-o, recalibrez eu lumina acolo unde trebuie printr-o vinietă pe care o adaug după aia. Și omul, în loc să se uite unde îl duce subiectul, se uită unde îl trimit eu. Și citește poza cum vreau eu. Și asta e o chestiune de subtilitate, pentru că eu conduc privitorul unde vreau eu și nu se mai lasă condus singur unde vrea. Ați prins ideea? O mai zic o dată? Vinieta e un soi de halo care apare la marginea cadrului, în cele patru colțuri. Halo-ul ăsta este din ce în ce mai prezent pe măsură ce diafragma se deschide. Este un efect dat de faptul că lentilele sunt curbe și lumina din centru e mai intensă decât lumina de la margine. Și atunci, cu cât diafragma e mai deschisă, mai multă lentilă este expusă și apare problema asta de diferență de grosime a lentilei. Deci la margine va intra mai puțină lumină, deci va fi această umbră, de fapt. Pe măsură în ce închidem diafragma, lumina intră doar prin centrul lentilei. Și atunci nu mai e o problemă de curbură, că în centru, în principiu, poți consideri că e plat aproape. Și de asta asigur un rezultat mai precis pe întreg parcursul, să zic, pozei, cu diafragmă mai închisă. Expunerea este egală de la centru la margine. Niciodată nu va fi egală, tehnic vorbind. S-au făcut teste și sunt niște mici pierderi. Pentru că sunt niște micrometri care chiar contează. Lentilele sunt curbe, orice ai face. Nici lentilă nu-i plată în mijloc. Dar cu ochiul liber nu sunt vizibile de toate aceste aberații. Vorbim de niște aberații. ISO, sensibilitatea. Avem o problemă. Unii dintre noi folosesc aparatul pe mod auto și m-am cam, uimit să văd chestia asta, pentru că ISO-ul se duce unde vrea el în mod auto. Și dacă te duci la ISO foarte mare, vezi 1600 sau 3200, vorbim de sensibilitatea mediului fotosensibil. Na, nu știu să zic altfel. E o problemă de noise. Apare acest noise. Noise-ul nu e bun. Mai ales în fotografia de arhitectură, deranjează privirea, strică suprafețele. Imaginați-vă că suprapun noise-ul ăla din dreapta extrem pe o textură fină de travertin. Păi s-a stricat textura. Să nu mai zic că dacă pozez cer, nu văd decât noise. Și asta nu mă încântă. Așa că recomand folosirea unui ISO cât mai mic, ceea ce însă va lungi timpul de expunere. Timp lung de expunere înseamnă că există riscul ca aparatul să tremure. De asta fotografia de arhitectură se va face cu trepied sau cu niște stabilizatori mișto, așa cum eu, de exemplu, folosesc din mână un sistem dublu de stabilizare și din corpul aparatului și din obiectiv, astfel încât mă mișc fără trepied. Nu mai vreau trepied, pentru că trepiedul pe mine mă deranjează, mă face să fiu prea fix. Ori eu, dacă am găsit un unghi foarte mișto undeva, unde vreau eu în momentul ăla să explorez vizual, zic, stai să pun trepiedul acolo, e obositor. Așa că prefer să lucrez din mână. Dar pentru asta îmi iau precauții și nu beau, nu fumez, adică să am o mână stabilă. E foarte important ca fotograful de arhitectură să aibă și o conduită foarte... Halda de bere plină. Halda, da, să nu dea, nu știu, dar nu știu cum e, nu vrea bea o bere. Deci cert e că trebuie să avem o mână fixă, un trepied la îndemână pentru expuneri mai lungi și nu uitați tema HDR-ului. Când zic HDR, zic
că vom expune din 5 cadre măcar, foarte întunecat, mai puțin întunecat și mai puțin întunecat, egal și mai luminos. Astfel încât toate zonele de la umbră la lumină maximă să fie tratate cu atenție și la un moment dat există un soft care suprapune toate cadrele și creează o expunere foarte bună și echilibrată în toate zonele. Eu nu fac așa pentru că mi-e lene. Pur și simplu n-am răbdare să stau să trag 5 cadre, mi-e super lene, așa că folosesc un timp de expunere mediu, astfel încât să pot să dau și luminile alea mai înalte în jos și umbrele mai în sus, dintr-o editare ulterioară cu curba de contrast. Și atât. Și am rezolvat-o din editare. Alminteri, un fotograf profesionist, cu răbdare, va edita aceste cadre suprapuse la un moment dat, ceea ce va da curatețe sporită. Și o să vedeți pe internet, am colegi fotografi de arhitectură care așa fac, dar ei au răbdare, stau și fac chestia asta. Eu recunosc că prefer să mă bazez mai degrabă pe viteză și spirit de observație sau pe calitatea, nu știu, acuratețea încadrării, decât să stau să moșmondesc acolo, nu știu câte expuneri. Mi-e lene, recunosc. Dar nu faceți ca mine. Uite chestia asta cu noise-ul. Deci, un ISO mare ne asigură comoditate, dar strică poza. Un ISO mic ne complică, pentru că vom începe să mișcăm poza, dar ne asigură acuratețea cadrului și texturilor, care e foarte important. Recomand până în ISO 400, eu nu lucrez decât cu ISO 100 sau 200, recunosc, nu pot mai mult, că deja mă chinuie granulația. Cu orice aparat aș lucra. Dar aparatele moderne full frame, de la orice marcă, fie că sunt Sony, Canon sau Nikon, au un noise foarte redus. Puteți să lucrați până la ISO 16.000, 32.000 și de-abia se vede. Ceea ce e super tare, pentru că e mai comod în lucrul la fața locului, în zone întunecate. Trec mai departe. Mai departe. A, uite zoom-ul cu casa. Uite ce bine că l-am adus. Hai să vă arăt că nu sunt. A? Ce e asta? Stai că n-am deschis ce trebuie. Nu am pus eu ce trebuie? A, da, se zoom casa presei. Stai. Casa poporului vreau. Unde am bec? Uite aici. Zoom casa poporului. Uite cum am jucat doar din zoom, dar și apropiindu-mă treptat de casă. Și din piața Alba Iulia am început să fac poze, mimând cum că aș sta la o distanță întotdeauna egală. Uite ce diferență de lumină apare. Uite, casa poporului e aici la fel de mare, doar că aici e pozată de aproape, chiar de unde mă aflam. În timp ce aici e pozată cu un zoom din piața Alba Iulia și iată că apare aerul dintre mine și clădire. Foarte important e să știți că atunci când folosiți zoom mare, este că aerul și cantitatea de aer dintre noi și subiect își va face simțită prezența. Și cantitatea asta de aer se activează foarte bine dimineața la răsărit și seara la apus. Și asta o poți folosi în favoarea ta. Uite cum s-a întâmplat acolo, că dintr-o mare masă de culoar gri, așa și întunecat, în capăt răsare deodată obiectul, care chiar dacă știm cât de urât e, în pozele astea încerc să-l fac mai comestibil. Mă apropii. Uite diferență de poziție. Aici mă aflu chiar lângă fântâna mare cu zoom, dar cu un zoom și mai mare de la Biblioteca Națională, se simte mai bine aerul dintre mine și clădire. De asta e o poză un pic mai bună și unghii mai curați, cap și de mașini. Uite ce aglomerat e în partea asta. Chiar dacă am respectat aici și am pus un cerchi destul de interesant, care coincide cu centrul axei clădirii, ok, am fost atent, dar e obositoare poza. Așa că o prefer pe asta. Mă duc mai departe. Uite, din nou, diferență. Asta e chiar mai bună cu mașini, pentru că îți dă o stare dinamică de oraș. Asta iarăși e mai bună. Și vedeți că treptat mă apropii, nici nu v-ați dat seama, dar m-am apropiat ușor. Mă apropii și deja sunt aproape doar eu cu ea și mai am un pic și intru pe geam. Pua, până aici am ajuns. Exact. Și ultima poză, care cred că e asta, care întotdeauna poza frontală, toată lumea o face. Deci ați văzut de unde am venit, de la piața Alba Iulia până în fereastră. Am beneficiat de mai multe aparate cu mai multe tipuri de zoom, cu mai mulți factori de crop. M-am super jucat acolo, a fost o încântare. Un 16 mm cumva? Nu, nu e un 16, cred că era un 20. Cred, intră sigur în 20 de acolo. Am mai făcut pe film. Aici deja n-am cum să vă scutesc de puțină tehnică. Cum se face fotografia de arhitectură? Cu ce?
În principiu sunt niște obiective dedicate. Se cheamă obiectivele tilt and shift, cu corecție de perspectivă. Și sunt niște obiective, uite, care au un element mobil, care fac ca lentilele să gliseze și în felul ăla corectez perspectiva. Poți să te uiți și în sus și mișcând o rotiță, obiectivul coboară și perspectiva se transformă optic. Asta e foarte interesant și v-am adus poze să vedeți ATN-ul cu corecție de perspectivă. Nu seamănă cu ATN-ul, pentru că ochiul liber niciodată nu vede așa. Și o să vă arăt imediat poze. Uite cum funcționează corecția asta de perspectivă. E vorba de axele la care ne raportăm în relație cu axele subiectului. Mediul optic și subiectul. Asta e partea tehnică la care ne încruntăm. Stăm cu mâinile în psihă, zice, ai frate, odată, cam a... Faza e că eu nu mai folosesc asta de mult, nu mă mai interesează. Însă știu că dacă văd o clădire care îmi place, deschid telefonul, mă duc în fața ei, mă uit, uite așa, exact cum nu vă învăț eu pe voi să faceți, mă uit la ea, uite așa, de jos în sus, și îmi iau spațiu. Îmi dau mult spațiu și zic, am programul de corectare, o fac după aia înainte să mă culc. Eu asta înainte să mă culc, pregătesc poze pentru a doua zi. Când postez cele 998 de poze într-un an, seriile dinainte a dormirii mele se dedică prelucrării acelor 998 de poze. Și atunci știu la sfârșitul zilei ce am făcut bine, știu ce am de făcut mâine, mă orientez. Corecția de perspectivă o pot face după aia și o să vă arăt cum. Uite cum ar arăta o poză făcută de prietenul nostru de mai devreme și uite cum ar arăta o poză cu o corecție ușor îmbunătățită. Uite ce înseamnă să dai spațiu. Asta este extrem de important cu locul și uite vinietarea în partea superioară. Ia uite, acolo nu mai intră deja lumină câte trebuie. Și de asta îi lăsăm spațiu ca să tăiem în post-procesare. Uite, așa, eu am și eu exemplu, astea vi le-am adus și să vedeți o catedrală din Berlin pozată cu telefonul mobil. Așa aș face poza în mod normal. Așa aș face poza dacă mă uit în sus și o corectez și asta e poza cu spațiu bine lăsat stânga-dreapta, sus-jos. O să vă arăt fizic. Uite, în călătoriile noastre întotdeauna, uite, avem un Amsterdam, avem un Ghent, avem un Bruj, în care străduțele sunt strâmte. Ce faci? Cum pozezi? Pozezi cu grijă, ieși în piață, atenție cum ții aparatul, cum ții telefonul. Nu mai e obligatoriu acum să lucrezi doar cu aparate profesionale. Ia uite, frontul pozat normal ca pietonul simplu și frontul cu corecție de perspectivă. Ce s-a schimbat? Hai să vedem ce s-a schimbat. În primul rând, perspectiva, că în loc să fugă în sus, fuge, nu mai fuge. E eliminat un punct de fugă. Asta nu înseamnă că noi nu avem un punct de fugă aici în poză, undeva în centrul pozei, dar măcar nu-l mai avem pe ăsta de deasupra. Am eliminat o problemă. E ideea. După care vedeți că a corectat puțin și expunerea, vedem culorile mai bine, parcă se văd mai bine tonurile, e mult mai interesant decât aici unde parcă e cam închisă la culoare. Deci grijă cu perspectiva, cu editarea, cu tonurile, cu cromatica, cu unghiurile. Totul trebuie să fie brici. Și când zic brici, mă refer la a căuta perfecțiunea așezării detaliilor. O armonie. Sigur că astea sunt niște trucuri la un moment dat, astea cu scara. Când spui arhitectură, spui și scara lucrurilor. Și câteodată scara lucrurilor poate fi, ne putem juca puțin cu ea, dacă inducem și o perspectivă din asta de tip miniatură, dar n-am prea făcut asta niciodată. Însă datoria mea e să vă arăt ca să vedeți. Uite un fotograf de arhitectură pozând cu corecție de perspectivă. Își permite să se uite în jos pentru că burduful ăla îi se plimbă, uite așa și poate să facă ce vrea cu el. Noi nu avem tehnica asta. Recunosc că nu m-aș căra cu astfel de aparat la mine, dar am văzut la lucru un astfel de fotograf la Arsenal la Paris și omul era crâncen, era umbla cu mânuși negre de piele. Eu eram ca băiețașul cu Nikonul după mine, zic, da, fac și eu niște poze. Și ăsta vine lângă mine, desface trepiedul, tot așa, sta acolo, tot drept, stătea impecabil, îmbrăcat în negru, cu mânuși negre de piele. Sau de fapt și le-a pus lângă mine mai întâi și după aia a început să scoată trepiedul și l-a așezat. A desfăcut o geantă mișto diplomat și a scos de acolo nu știu ce chestie, a montat-o, după aia a scos nu știu ce chestie, a mai pus-o, lucra pe film. Și a scos siringa aia, știți voi, declanșatorul flexibil. Și l-a înșurubat cu mișcări fine, lungi, i-a luat 10 minute să înșurubeze ăla perfect. Uite așa și el, uite, atât făcea și asculta cum se înșurubează ăla. Zici că deschidea un safe, știi? Eu stăteam și făceam poze, eram, ha, cât de tare! Și după aia s-a așezat, a măsurat expunerea și a pus expunere lungă cu diafragmă închisă, un F12, F16, că m-am uitat, avea un sincrocompur, un obiectiv de ăsta care se înșurubează din afară. Mă!
Și ăsta era acolo ca agentul 007 și eu eram, frate, ce face asta? I-a luat 10 minute, un sfert de oră să se instaleze, expuneri lungi, asculta. Și ăsta stătea 4, 5, 6, pac, după aia a luat degetul, după aia schimba rama, schimba filmul, schimba tot. Era un fotograf adevărat de arhitectură, na. Dar eu între timp făcusem 1000 de poze și deja mă plictisisem. El făcuse 3 cadre. Pe de altă parte, câștiga foarte mult. Fotografii de arhitectură sunt plătiți extraordinar pentru că e un lucru de specialitate. Nu poate să facă oricine chestia asta. Așa. Am terminat cu cățelul. Compoziție. Neapărat trebuie să vă amintesc, dar asta nici nu-mi permis o las aici pe ecran. Stați să trec. De asta e mai interesantă, e mai deșteaptă un pic. Aia cu treimile, uitați că ați văzut-o. Nu, la mine nu o vedeți. Vă amintesc doar. E cea mai de începători asta cu treimile. Aveți grijă la treimi, pentru că ele induc deja un simț al ordinii. Vorbim despre dreptunghiul de aur, despre niște rapoarte și proporții, care încă din antichitate s-au dovedit a defini ceea ce este frumusețea. Frumos e subiectiv, dar sigur e ceva frumos, ceva care are anumite proporții și ale căror părți, ai căror, al căror, al cărui, al căror, ale cărui părți, intră într-o armonie unele cu celelalte. Atunci lucrurile devin, scuze, ceea ce denumim frumos. Deci, oamenii fac poză. Ați făcut-o pe asta sau pe aia? Mamă, asta e mai adevărată, e mai pe calculator. Așa, stai că n-am explicat-o pe asta. Rapoarte, proporții, treimi, dreptunghiul de aur, șirul lui Fibonacci. Voi credeți că eu stau să număr șirul lui Fibonacci când fac o poză? Nici nu cred că mi-aduc aminte, dacă se scrie cu 2 de C. Ba da. Dar există o conectare cu un soi de armonie generală. Și armonia pe care a simțit-o Fibonacci când a descoperit șirul ăla de armonii posibile, se regăsește în fiecare microgest pe care îl facem în acord cu acele formule și le facem instinctiv. De exemplu, s-a dovedit, și am văzut o emisiune pe Discovery, că oamenii au un simț al compoziției deja prezent în creierul lor, doar că unii nu și-l exersează. Simțul proporției îl avem, simțul orientării îl avem, simțul auzului și alte simțuri. Avem și acest simț al compoziției și al proporției. Doar că unii dintre noi nu și-l explorează niciodată. În momentul în care încep să ai o conexiune cu spațiul, o conexiune reală, încep să declanșezi și antrenamentul, antrenarea acestor simțuri. Mai departe. Uite niște perspective. Aici vreau să vă arăt un exercițiu local, spontan, geometrii, în curtea de la Palais Royal din Paris. Este un loc în care mă duc întotdeauna când ajung în apropiere, pentru că sigur mă va atrage să mai fac ceva, îmi inspiră creativitatea. Și tot începe de aici, în care analizăm, iată, acest unic punct de fugă, iată zonele de care vă ziceam mai devreme, zona închisă, zona mediană și zona mai deschisă care atrage privirea, iată perspectiva cum fuge, fix la această persoană care îmi și confirmă faptul că acolo e punctul de fugă. Este o poză plictisitoare, simetrică, Alexandra, și care doar așează lucrurile și atât. Nu spune vreo poveste, le spune că era lumină afară, interesant că am știut să lucrez cu tonurile, dar mă uit la și zic, ok, și ai mai făcut și alte poze acolo? Și am mai făcut și alte poze, uite, am dat și zoom. Și după ce dau zoom, îmi dau seama că deja încep să simt o anumită spațialitate. Cum? Aceste coloane care sunt alcătuite din ștraifuri alb-negru, care fug într-o zonă în care alte coloane alb-negru cu alte proporții continuă jocul vizual. Și așa apare continuitatea în plan vizual. Mamă, cât de tare! Continuitatea între planuri care n-au habar una de existența celorlalte e super tare, că așa apare ideea de armonizare și conexiune vizuală. Super tare! Ia uite cât pe ci să mă duc și puțin înspre street. Îmi pare rău că fetița nu e cu fața către mine, dar să recunosc că nu asta am urmărit. Din contră, GDPR-like, suntem chiar acoperiți în momentul ăsta. Fără să știu. Dar iată texturile astea, unde aici avem mai degrabă pătrățele alb-negru. Nu rimează texturile? Ba, rimează. Și asta e magic în poză, că apare această consonanță între lucruri iarăși complet diferite, care capătă în felul ăsta o relație de armonie și de comunicare vizuală pe care o face posibil. Pe care o face, era să zic Tantanis de data asta, pe care o face posibilă, mai degrabă îl face posibil, punctul de stație. Unde am stat eu, dar și momentul declanșării, pentru că e decizia mea voluntară să zic,
acum declanșăm. E prezența aceea acolo care îmi spune ceva nou. Ok. Iată, deci că e posibilă găsirea acestor consonanțe dacă le căutăm, dacă ceva din noi rimează spontan cu prezența lor. Mă duc mai departe. Stai că mi-aduc aminte că am învățat și perspectiva la mai multe puncte de fugă. Câte puncte de fugă credeți că avem noi aici? De ce spuneți cred? Știu, de-aia am făcut poza. Mulțumesc. De ce sunt trei? Sau sunt trei puncte? Trei tipuri de linii. No. Sunt două diagonale. Și mai e și linia... No. Asta e. M-am uitat în jos. N-am stat să mă uit în plan orizontal, cum v-am zis, să țineți de regulă asta sfântă până acum, ci m-am uitat în jos. De ce m-am uitat în jos? Pentru că mi-am dat seama că în partea superioară a cadrului nu se va întâmpla ceva interesant pentru mine și mai mult am vrut să pornesc de la includerea acestei lipse în cadru. Dacă mă uitam în plan orizontal, tăiam bucata asta a pozei și mie îmi trebuia că mi-aș așeza mult mai bine cadrul. De data asta a fost o opțiune voluntară să mă uit în jos. Nu m-a interesat că stric perspectiva, pentru că nici măcar nu se simte. N-am de jur împrejur nimic. Nu deranjez ca tipul de mai devreme cu perspectivele alea strâmbe. Aici nu-ți dai seama. Din contră, mai mult, am auzit din spate, avem un ax. Ia uite axul vieții acolo, care ordonează și care îmi zice, băi, ăsta s-a uitat exact la 45 de grade în curtea aia. Numai la stânga, numai la dreapta. Fix pe axul de simetrie, Alexandra. Ax de simetrie. După care, foarte mișto, avem cele două tipuri de linii care se intersectează. Una continuă neagră, am dat like, și una punctată, alb-negru. Care e diferența dintre ele? Păi e mai grea, aia pozitivă, adică exact asta spre care se duce și subiectul meu. De-a lungul ei se urcă, nu de-a lungul celeilalte. Așa că între cele două linii care se intersectează în mod egal geometric în poză, e mai importantă cea mai grea dintre ele, adică cea neagră. Cât de tare, măi, ca un puzzle rezolvat. Deci n-am o problemă cu cele două intersecții, cu intersecția, pentru că am o ierarhie între cele două elemente. Știu care e mai importantă dintre ele. Cât de tare! Și care e mai importantă? Exact cea de-a lungul căreia se deplasează și fetița. Asta aduce consonanță, armonie. Wow! Acum de-abia zic. Păi, dar iată cât de frumos se leagă în armonie toate elementele astea. Avem așadar o perspectivă contrazisă, voluntar. Avem, un ax de simetrie care ordonează. Vorbesc ca și când e cel mai important lucru din lume. Nu e. Dar îmi place. Și avem aceste diagonale din care câștigă una dintre ele, de-a lungul care se deplasează și subiectul, îl pune în evidență. Păi, Danenicule, aici avem dita mai lecția de fotografie. Îmi place să văd poza asta și o rețin. Mai bună decât ea, știți ce poză e? Prima. Scuze, hello. Uite, asta e mult mai bună decât ea. Pentru că aici avem și poveste și atemporalitate. Poza precedentă cu fetița pe trotinetă este o poză executată. Și atât. Vă spun dinăuntru că știu cum am făcut-o. M-am dus și am zis cu ochii din ăsta devorator, am citit cadrul, am zis aici o să iasă o poză bună. Cu poza asta am să prind monstrul. Dacă ați văzut operațiunea monstru. Și m-am așezat unde trebuie, am văzut că fetița aia se vânzolește pe acolo stânga-dreapta și zic m-am pregătit, am așteptat, am executat. În timp ce poza asta este complet spontană, e lucrată pe film, e lucrată într-un moment în care eu însumi m-am mirat și m-am regăsit în privirea copilului din primul plan și a fost o reală comunicare emoționantă și emoțională în poza asta. Ba mai mult conține momentul de grație al acestui element complet colateral, dar esențial în poză. Fetița este desprinsă de la sol, plutește, zboară. Nici măcar n-am văzut-o când am făcut poza. E ceva din subconștientul meu care a zis, acum declanșăm, pentru că acum se întâmplă ceea ce trebuie. Am învățat mult mai multe lucruri făcând poza asta decât pe cea cu fetița cu trotinetă. Dar asta este, la rândul, o bună lecție de fotografie. De asta vă zic că, până la urmă, ceea ce contează este experiența de viață pe care o inducem în imaginea respectivă. Nu doar să executăm corect. Așa
Cum la un moment dat rutina ne va aduce. Hai că mai facem încă niște poze, e ok, le luăm banii. Nu, eu nu pot să mă culc așa noapte. Trebuie să știu că o să am o experiență de viață făcând acele fotografii. Trec mai departe, uite, poză, la un punct de fugă, simetrie. Și avem o chestie foarte interesantă aici. Uite un ritm. Nici măcar nu e foarte clar afirmat. E un ritm indus de o geometrie ascunsă a pozei. Și peste toate astea, uite coloana din mijloc, cum coincide cu albul coloanei din primul plan și parcă se continuă, ca o iluzie optică. Cumva toate lucrurile astea, oricât v-ați încrunta, comunică unele cu celelalte pentru tine. E pe bune, chiar e o iluzie optică. Și aici asta dă și stabilitate și creează o unificare între planuri. Ultimul plan nu mai e diferit de primul plan și nici primul plan nu mai e primul plan. Totul e un singur plan. Tot se duce într-un singur plan. E un fel de, cum se cheamă, contopire de layere. Se cheamă merge layers în Photoshop. Perspectiva dispare. Și rămâne doar gestul firesc și tandru al tatălui. Devine o fotografie cu poveste. Mai mult decât o fotografie de arhitectură. Arhitectura devine fundalul unei întâmplări interesante, eventual plăcute. Ia uite-o pe asta. Aici vă garantez că încadrarea este la sânge făcută, pentru că am făcut-o eu. Și garantez pentru asta. Uitați-vă, am descentrat voluntar. Și ceea ce ar fi trebuit să fie un centru de interes, ia uite simetrie, unde ești, Alexandra? Nu te văd. Ia uite simetrie, așa, ia uite-o. Unde este centrul pozei? În locul în care va fi ajuns capul copilului în mișcare. Deja eram conectat cu chestia asta când am declanșat. Pentru că, uitați, centrul pozei. El când a pornit și o să declanșez, nu era în centru. Dar eu am știut unde va fi centrul viitor al acțiunii în momentul declanșării. Așa că am devenit înaintea subiectului și am folosit arhitectura ca pretext pentru un fundal bun. Tantanis, cum e? A căzut? Nu, niciodată. Copiii știu să ajungă să aterizeze frumos. Noi ne mai pierdem antrenamentul pe parcurs. Același loc, povești. Fabulos, atemporal, tot în afara timpului. Ia uite-o pe asta. Planuri și planuri și planuri, fiți atenți. Primul plan, părinții. Bunica, regizor. Planul 2, oamenii, copiii care se joacă. Planul 3, fundalul îndepărtat. Sunt trei planuri care se dezvoltă cu trei povești diferite aici. Wow! Încadrare cu mare grijă la centralitate, punct de fugă unic, perspectivă simplă, totul e calm și calculat, ca să lase mai bine să se vadă acțiune. Deci arhitectura devine fundală aici, în cazul meu. Amuțește. E mai important ce fac oamenii acolo. Și aici, iată că învățăm un lucru nou, să glisăm între planuri cu importanță diferită. Uneori arhitectura devine doar fundal și e undeva acolo și e bine să fie totul precis, și alteori devine subiect principal. Atunci capătă primul plan. Deci, atenție la această pendulare între planuri și ierarhizarea importanței lor. Next. Asta ca mic exercițiu de perspectivă. Așa, niște iluzii optice nu vă pun. Fotodivers, aici chiar o să avem de discutat. Asta o să vă plac. Discutăm despre cazuri reale de fotografie și ce ne învață ele. Și aici vorbim despre perspectiva la un punct de fugă, referindu-ne la un plan frontal de proiecție, folosind culoarea ca actor principal. Iată că am trei ingrediente pe care le pot citi în poza asta. Și trebuie să vă spun că am descoperit-o și eu la rândul meu, treptat. Mai întâi mergeam pe un trotuar și am văzut un zid. Și zic, băi, zidul ăsta e ca lui Roger Waters, așa, ia uite ce design are. Și ținea de, de nu știu când. După ce dau cu privirea de zidul ăsta și merg de-a lungul lui, dau de o linie galbenă. Zic, băi, galben, stai un pic că tu ești cu galbenul. Ok, mi-am făcut bing, m-am oprit. Doar în momentul în care am mai găsit și un hidrant roșu și zic, aici chiar trebuie să mă opresc să fac o poză. Dar nu era nimeni. Ce poză să fac eu cu nimeni? Că eu nu pot să n-am oameni în pozele mele. Așa că m-a așteptat să vină cineva. Iar primul om care a trecut după 23 de minute a fost Johnny Walker la pensie. Și galben.
ceea ce ați văzut aia a fost. N-a fost altfel. Și iată ce cum? Mai bine mă întreb dacă am fost acolo. Tu chiar ai fost acolo? Mai primesc întrebări din astea absurde. Am zis-o special atenuat ca să nu mă audă toată lumea. Nu am schimb. Nu, exact așa s-a întâmplat. N-am cum să modific. Adică am cum să modific, dar ar fi aiurea să vă prezint povești în Photoshop, că n-am venit să prezentăm asta. Ce face Alexandru? Pur și simplu, asta a fost fizic. Ăsta e originalul pozei. L-am așteptat într-adevăr să pășească frumos, pentru că e foarte important și cum calcă personajele, cum își fac simțită prezența. Dacă era dezordonat în spațiu, inducea dezordine. Aici, din contră, parcă te aștepți să se întâmple așa și nu altfel. Îți intră ție pe o zonă de previziune, să zic, premoniție. Așa ar trebui să se întâmple. Mai departe. Ia uite. Asta e de un vag și de un abstract crâncen. Dar am ajuns să mă bucur și de lucrurile astea. Mă văd și eu în poză și cineva m-a întrebat pe Facebook: auzi, da, ce caută umbra ta acolo? Că umbra noastră n-are voie să se vadă în poze. Așa a învățat-o la școală cineva. Și eu i-am răspuns: am încercat să o conving să rămână acasă, dar n-a vrut cu niciun chip. Și a venit cu mine. Ce era să fac? Și atunci a apărut și umbra mea acolo. Nu știu dacă a apreciat umorul. Mi-a plăcut că este o poză despre nimic și în același timp conține o poveste. Este vorba de textură, de zid, de lumină și de umbră și în același timp avem o poveste. Ce frumos se preling siluetele astea aici. Avem o poveste în absența subiectului. Doar lumina și umbra sunt actorii principali și atât. Mamă, cum e asta? Asta trebuie să vă zic că este foarte greu de făcut poza asta și nu e ceea ce pare. Combinația tehnică este crâncenă, pentru că am folosit un Nikon 1V. 1V ăsta este un aparat care nu mai există și care are un senzor cu factor de crop 2,7. 2,7 înseamnă dubios. Pe care am montat cu un adaptor teleul meu 55-200. 200 ori 2,7 face ceva, matematic. Și din balconul intercontinentalului, dând zoom către Calea Victoriei, am descoperit cadrul ăsta, pe care l-am pozat în felul ăsta fără crop. Este ceea ce vezi dintr-un zoom 2,7 ori 200. Sau 300, cât am eu? 55-300. Cred că 300 n-aș putea să stau cu un 200. Cred că 300. Și iată ce reflexie interesantă, ce texturi, ce leere, ce... Uite, avem și o structură acolo, interioară a imaginii, cu un grid anume pe care se sprijină reflexia respectivă. Nu-i rău, nu-i rău deloc. Trec mai departe. Ia uite, duminică la ora 15. Și am prins Calea Victoriei aproape goală, mai simțiți niște pâlcuri de zăpadă. Am folosit un obiectiv cu corecție de perspectivă aici, pentru că cei de la Nikon îmi dăduseră unul pentru o săptămână să mă joc cu el și am profitat să ies într-un oraș pustiu și să mizez pe atmosfera asta a Bucureștiului de altă dată, dacă vreți, cât mai aproape de adevăr, cât de cât, pe cât posibil. Și atunci am folosit corecția de perspectivă din rotița obiectivului pentru a lucra direct corectat. Ce regret un pic e că, nu știu dacă se simte filtrul la gri deasupra, am avut și un filtru ca să mai închid un pic cerul. Se lucrează foarte greu așa. Uite, aici se simte bine și filtrul. Același obiectiv folosit la Veneția în piața San Marco mă asigură că nu-i nevoie să mă uit în sus la campanilul ăsta și să iasă totul strâmb. Așa că am fost și vedeți filtrul foarte bine aici. Se simte griul ăla care devine mai pregnant în partea de sus. Este un filtru fizic folosit în fața lentilelor, un gradual Kokin P121. Deci atmosfera e acolo, fabulos. Asta e o poză ca de revistă. Așa ar trebui să arate. Asta e o poză făcută normal pe film cu obiectivul de 20 de mm. Când zic pe film, zic că am exagerat un pic, că aveam un ISO 400 în aparat, ieșise soarele brusc și s-a cam ars poza. Dar uite ce perspectivă am aici și așa e făcută poza din aparat. Am avut grijă să mă uit în plan orizontal. Iată perspectiva, ce interesant, vine în punctul nodal într-o treime, coloana principală, mișcarea fiind nuanțată de prezența biciclistului. Fără biciclist era o poză ok, dar așa capătă dinamism. De ce am nevoie de dinamism? Pentru că e o clădire de piatră, e o catedrală, e un lucru hiperstatic. Și atunci am nevoie să dinamizez prin niște prezențe care să facă ceva. Uite, același lucru. Ieșeam din gara centrală din Bruxelles dimineața la ora 7, cred că ajunsesem,
Și nu m-am putut desprinde până n-am pozat umbrele astea lungi. M-a frapat lumina joasă a soarelui. Extrem de interesantă diagonala asta formată de umbrele călătorilor. Și iată ce interesant, și latitudinea de expunere a filmului e mult mai extinsă și văd bine și în umbra tavanului. E o imagine bună. Același lucru undeva într-un oraș din Franța, tot așa, dimineața foarte devreme, când lumina soarelui lasă umbre lungi. Și pot să vă confirm că am studiat cu drona acum mai nou, cea mai bună lumină de pozat vara este între 7 dimineața și 9. Faceți orice poze vreți voi în intervalul ăla. După aia lumina se strică și mai e bună de-abia seara pe la 7. Dar dimineața între 7 și 9, sigur și la răsărit e interesant, dar e foarte dificil de poza răsăritul, e uite o lumină din asta pufoasă și bună și blândă și cu o cromatică extraordinară. Uite Calea Victoriei, într-o imagine mai rară, nu prea e ușor să obții poza asta pe Calea Victoriei. Am prins soarele, puternic vizibil și l-am ascuns. Am folosit filtrul ăsta al copacilor pe care l-am interpus între mine și soare ca să atenuez un pic ceea ce ar fi putut deveni un flare destul de agresiv. Puțin am reușit, dar nu de tot. Cu toate astea, nu te uiți aici neapărat, ci te uiți aici, în zona asta. Cred că un crop, dacă aș da, aș tăia mașina asta a anafului și m-aș duce de aici, așa. Ar merge un crop. Spus că mașina aia chiar poate să iasă, n-are nicio treabă acolo. Merg mai departe. Asta e o imagine de care sunt super încântat. E una din pozele mele preferate, pentru că am descoperit-o lucrând. Ador zona asta din Paris, este podul Bir Hakim, dacă vă zice ceva. A fost folosit în filmarea de la începutul filmului Ultimul Tango la Paris și scena oglinzilor din Inception. Mi-am adus aminte că e un loc fabulos și m-am dus dimineața de vreme acolo. Asta e undeva pe 2-3 decembrie, dimineața pe la 10-10 jumate. De ce vă zic datele și orele? Pentru că e importantă lumina și atmosfera. Întotdeauna. Și chiar dacă o să ziceți mai degrabă de atmosferă urbană și nu de arhitectură, mă interesează foarte mult atitudinea pe care am avut-o legată de elementele care configurează cadrul. Și anume, avem un element în partea stângă care închide, dar nu numai că închide, am mai lăsat o urechiușă. Aici se mai întâmplă altă poză și îmi place că am lăsat-o acolo, pentru că dacă ați vedea poza doar de aici, ar fi mai grea. Zona asta mai introduce puțin aer în poză. După care am folosit centrul ca pe o balama, să zic, ca pe un pivot, centrul pozei cu felinarul ăsta, pentru a marca relația între stânga și dreapta de simetrie, dar este o simetrie cu ușoare dezechilibre. Pentru că am un element greu aici, în partea de sus, și aici singurul element mai vine eventual copacul, da, două. Poate că e o simetrie aici, la rândul ei. Felinar cu biciclist, crengi cu scooter. Și mai ales am așteptat ca biciclistul să ia curba și să dinamizeze. Este o imagine de care eu însumi sunt încântat și mă uit la ea din când în când pentru că îmi place. Mi-aduce aminte de momentul ăla în care am zis, acum. Și a fost genial, pentru că am luat toate aceste lucruri în considerare înainte să fac poza. Și poza mi-a confirmat că am simțit bine. Și asta m-a făcut să-mi zic, domne, nu-i rău. Și secretul e că am pus soarele fix în felinar, atenuându-l, dar și activând felinarul cu ocazia asta. Zici că lumina vine de acolo. Ceea ce e un fel de anecdotă vizuală bună. Iată deci că am stat, am analizat, am observat, m-am oprit, am încadrat, am avut o atitudine, am așteptat, am declanșat. Nu făceam poza. Păi bune, chiar aveam nevoie de un biciclist acolo. Așteptam să se întâmple ceva, cineva trebuia să treacă. Din fericire, e o rută în care trec bicicliști. Așa că m-am... Tot e, uite așa. E un balet, e un lacul lebedelor în poza asta, fără să ne dăm seama. Da. Ai spus că pentru Johnny Walker ai așteptat 23 de ani. Da. Cât ai așteptat cel mai mult ca să treacă? La Lisabona am așteptat vreo 3 sferturi de oră să-mi treacă cineva departe în cadru, departe. Și după ce a trecut mi-am dat seama că nici nu-mi place poza. Am luat țeapă. Dar trebuia să fac asta. Niciodată. Niciodată nu revii. Nu-i bat câmpii. Nu m-am mai întors că era clar că nu iese. Dacă nu iese din prima, nu știu, simți. Mai ales la poze. Știi care e faza? Mă duc să refac o poză de care sunt super încântat de 7 ori și niciodată nu mai fac la fel de bine, iar undeva unde nu mi-a ieșit niciodată, nu mai duc niciodată. Nu știu, depinde de drumul, cum te poartă, dar nu m-am gândit neapărat voluntar la asta. Dar sigur nu m-am mai întors acolo. Mai ales că era la Lisabona. Uite un cadru... Ce se întâmplă cu cadrul ăsta?
Vă mărturisesc că am fost extrem de încântat când l-am descoperit. Pentru că e fel de explorare vizuală ce fac eu. Sigur că dau subiect de gândire multor blogeri și instagrameri care după ce se uită la pozele mele se duc și ei și le reproduc. Dar le reproduc prost pentru că ei n-au parcurs mecanismul descoperirii motivelor care subîntind cadrul. M-am dus după aia cu un workshop întreg de 25 de oameni aici și le-am zis, veniți să vă arăt ceva mișto, veniți să vedeți super cadru, cel mai bun cadru de aici. M-am dus cu ei, câțiva au zis, wow. Și alții au zis, mai veni cineva la mine? Nu vă supăra, îmi zice, dar ce avem de făcut aici? Zic, frate, eu sunt singurul om încântat din locul ăsta? De ce eram încântat? Am descoperit un nou mod de a pune în valoare întreaga piață, inclusiv piața Palatului. Și uitați-vă ce frumos se leagă conturul clădirilor cu conturul coronamentului pomilor. Deja asta creează ceea ce se cheamă iarăși o consonanță, o complementaritate, o armonie. Și mai mult, dacă mă întrebați pe mine, magic se întâmplă aici, în centru de interes, în care toți pomii ăștia erau înfloriți și era București în cea mai bună prezența lui posibilă. Și eu, efectiv, când am găsit locul ăsta, am zis, wow, cât de tare, n-am văzut niciodată piața din unghiul ăsta. Și vă recomand să faceți astfel de explorări vizuale, în care să descoperiți ceea ce nu ați mai văzut niciodată până atunci. Întotdeauna vă veți personaliza demersul fotografic, având propriile voastre locuri. Așa cum la un moment dat locul meu de la Ateneu a început să fie ocupat de multă lume și eu am niște puncte fixe, adică la 5-a dală pe axa OX și la 3-a pe OY, e fix locul din care stau și iau punctul de stație. O să scrie la un moment dat. Dacă e cineva pe locul ăla, zic, ce faci, fratele meu? Păi, și mă duc așa lângă el aproape și zic, păi... Da, aveam o treabă aici. Nu fac asta niciodată, vă dați seama, e aiurea. Nu, dar în mintea mea fac chestia asta. E ca acel mail pe care scrii cuiva și îl ștergi după aia și scrii frumos după aia. Cred că ați făcut asta. Sper că ați făcut asta. Eu fac asta câteodată. Și adică scriu mai întâi tot ce am deschis, după aia zic, bun, ștergem și mai scriem o dată frumos, politicos, mulțumesc cu toată considerația, nu știu ce. Așa. Poza asta întotdeauna, cine a văzut-o a zis, wow. Merg pe linia lui 41, zice, de 11 ani, dar n-am văzut niciodată asta. Păi crezi și eu. Pentru că dacă mergi, n-ai cum să vezi, trebuie să te oprești. Și oprindu-te, în stația în care, uite că din fericire, cred că e cea mai pozată stație din București, unde cobor eu. Că întotdeauna, dacă mă sui în tramvai, fac o poză, dacă, virgulă, cobor, fac o poză. Vrând nevrând, eu fac poze. Și la ora toamnei, cred, de, nu știu, ce oră de după amiază, câteodată soarele vine fix, uite aici. Fix în lungul șinei, e wow. Și în momentul ăla mă simt ca la răsărit cumva, preiau setările de răsărit în care stau pe modul shade, adică mă duc pe white balance din ăsta mult mai roșcovan, am băgat un zoom în lungul șinei și am prins poza asta atmosferică cu totul. Și arăți lucrurile altfel decât sunt ceilalți obișnuiți să le vadă. Și din momentul ăla câștigi privitorul. Chiar dacă îi arăți același Ateneu de 1000 de ori sau cine știe ce chestie, îl câștigi pentru că vede ceva nou prin ochii tăi, faci posibil o nouă experiență și atunci asta e ceea ce avem noi de făcut prin fotografie în general. Sigur, timp lung de expunere, am folosit lumina din tramvai care lumina, uite cum lumina fațada acelei clădiri undeva în Franța, cred că și trepied aveam atunci, în fine, eram mic. Și am lăsat ceva, o secundă, două, toată expunerea aici să lucreze. Asta e poză făcută din mână. Mi-am dat seama la un moment dat că în piața universității sunt niște spoturi puse astfel încât dacă e ceață, brăzdează cumva, umbra statuilor brăzdează piața. Și un efect așa, zici că ești în dosarele X. Și m-am așezat pur și simplu în piață să fac poza și în momentul ăla a mai trecut cineva. Am avut grijă pe modelul Johnny Walker să fie acolo, să fie o siluetă pozitivă în cadru. Sau expunere mai lungă cu personaje. Sau perspectivă la un punct de fugă, lumină și umbră. Tot o poză de arhitectură, chiar dacă n-are nicio clădire în cadru. M-am purtat ca și când ar fi fost o clădire. Și am folosit niște reguli de compoziție precise. Ia uite. Asta e tricky poza asta. O să ziceți, băi, induce o simetrie pe care nu o susții. Ba, o susțin. Pentru că uite aici o verticală și uite o orizontală. Și o complementaritate acolo. Aici avem o prezență, acolo avem o absență. Poate fi interesantă această dualitate care devine posibilă prin prisma fotografiei. Asta este o poză super specială. Umbra asta difuză este dată de umbra vârfului turnului Eiffel dimineața la ora 9.
Asta, ăsta e efectul pe care îl creează. Lumină intensă, pasaj cu semi, nu știu, penumbră, ieși înapoi la lumină intensă. Cu poza asta am luat un premiu național de fotografie. Le-a plăcut. Și e ca un soi de inception, tot așa. Tatăl cu copilul care sunt conduși către o cale a inițierii, e ceva inițiatic în poza asta. Același lucru se poate întâmpla și aici și vă atrag atenția la ritmuri și la contrast. Și iată ce interesant se creează. Alb mult cu alb mediu și alb puțin, negru mult cu negru puțin și cu încă puțin negru. Între ele se delimitează alb conturul felinarului pe fundal negru și fetița în contrajur, contur negru pe fundal alb. Puh! Complementaritate totală. Poza asta a fost o poză de observație. Eram acolo, am făcut poza, nu m-am putut abține. Fetița tot făcea ture stânga-dreapta, am citit cadrul, am făcut poza. Trebuia să acționez super rapid. Și îmi pare bine că a ieșit poza aia. Altă imagine interesantă în care te pui în poziția din spatele privitorului și fotograful acompaniază experiența privitorului în felul ăsta. Nu mai există situația asta, gardul mai există, curtea mai există, dar vis-a-vis aici sunt 7000 de baruri și berării de pe lipscane acum. Și e o perspectivă super subiectivă, ești în pielea personajului ca într-un film. Uite fotografie pe modelul Johnny Walker, dar la Tower Gate, la casa presei libere acolo. Am ales conștient poziția mea în funcție de poziția soarelui să îmi dea un mic flare acolo. Puteam să-l ascund complet chiar cu colțul ăsta foarte plin. Dar am zis că e mai bine să activez cadrul cu ceva. Și am lăsat niște dâre de lumină să iasă de acolo. Și am declanșat, evident că nenea asta era în super acțiune și mișcare și mărșelui aici în cadrul meu. Undeva în Chicago, după amiaza, nu mai e lumină directă decât în foarte puține locuri, pentru că clădirile alea înalte din centru blochează complet soarele încă de pe la ora 2-3. De mult e întuneric în centrul acestui oraș. Din când în când se mai nasc astfel de zone și evident lumina joasă naște contrast și joc de lumină și de umbră. Am profitat de ocazie după același principiu. Aici la fel, un decupaj mic de lumină în care am așteptat să vină personajul și să-l activeze, să ocup locul ăla cu ceva dinamic. Asta este un cadru alcătuit ca din două cadre. Avem două fotografii într-una singură. M-am așezat fix pe separatricea care devine la contactul, ce să zic, frontal al stâlpului cu soarele și creează o umbră liniară. Și iată în stânga un cadru și în dreapta un alt cadru. Aici zici că-s Beatles și în partea dreaptă. Și aici în stânga e un nene care e un corporatist chinuit. Na. E o asociere interesantă de două cadre. Ambele lucrează împreună, totul e dinamic acolo. Și e cu atât mai complicat, uite că vedem și chiar și soarele acolo, fix pe linia asta m-am așezat. Și am mai făcut asta încă o dată acum la Amsterdam și o să vă arăt poza, că a ieșit super bine. Vorbim despre jocuri de lumină și de perspectivă. Deja v-ați cam prins că le văd și le cam execut. Aici e executare conștientă de cadru, în ideea că iau ce texturi avem pe jos, ce biciclete. Un personaj aș fi vrut, dar chiar nu trecea nimeni pe acolo. Ia uite, poză. Ritm, perspectivă, infinit chiar. Uite Calea Victoriei. Nu degeaba le-am pus una lângă cealaltă, pentru că am folosit același tip de perspectivă în ambele situații, Paris și București. O să ziceți București e mic cu Paris, nu știu ce. Nu. Dar perspectiva poate fi nuanțată. Însă aici am studiat. Pe 23 decembrie, trecând cu mașina pe Calea Victoriei, mi-am dat seama că la ora 13 și un sfert este o lumină fabuloasă în momentul ăla pe Calea Victoriei și care nuanțează fațadele, uite așa, le încarcă cu lumină, cu umbră, cu tot, e genial. Însă plecam a doua zi într-o excursie. M-am întors pe 2 ianuarie și pe 3 ianuarie la ora 13 și 15 m-am înființat la post pe Calea Victoriei. Încă nu era nimeni, pentru că serviciul începea de luni, adică de a doua zi, și încă nu erau mașini, nu era nimic. Așa că dacă excludem anumite reclame, poți să zici că este lumina aia din Bucureștiul clasic, interbelic. Este o imagine atemporală. Și atemporalitatea este o dimensiune foarte importantă a fotografiei de arhitectură. Să nu-ți mai dea seama când e făcută, pentru că așa devine valabilă oricând o mai privești după aia. Că te uiți peste 20 de ani la ea, zici, da, e o poză ok. Dar dacă ea se consumă mâine pentru că lucrurile alea au expirat deja, nu mai e în regulă. Deci atemporalitate. Pe asta am văzut-o, Calea Victoriei. Reflexii. Lăsați-mă să vă arăt ceva foarte interesant.